Pentru a evita interpretările eronate asupra structurii și conținutului variantelor de subiecte la limba și literatura română pentru evaluarea națională în anul școlar 2016-2017, Centrul Național de Evaluare și Examinare a publicat o nouă notă prin care se subliniază faptul că documentul face referire la structura subiectului. Deși data de 19 iulie 2017 este încă departe, Ministerul Educației vine în sprijinul elevilor de clasa 8-a și a cadrelor didactice, publicând pe site-ul Ministerului subiectele la limba și literatura română și la matematică. Programa pentru anul școlar 2016-2017 este aceeași, nu s-a modificat, fiind cea aprobată prin Ordinul 4431 din 2014. Modelul de subiect pentru disciplina limba și literatura română a fost însoțit de o serie de precizări redactate cu scopul de a facilita și de a optimiza pregătirea evaluării pentru această disciplină. Pentru a evita interpretările eronate asupra structurii și asupra conținutului subiectelor, variantelor de subiecte la limba română, Ministerul Educației a publicat și o notă prin care este subliniat faptul că documentul face referire la structura subiectului, în condițiile în care, așa cum am precizat, programa școlară este nemodificată. Conform algoritmului de proiectare a subiectelor, itemi au ca punct de plecare texte la prima vedere. În situația în care textul propus este doar un fragment de text, acest fapt face imposibilă formularea unor cerințe care să solicite elevului identificarea trăsăturilor schiței, ale nuvelei sau ale romanului. Textele suport pot fi însă extrase din opere literare ce aparțin acestor specii. Prima probă a evaluării naționale 2017 va începe pe 19 iunie, iar rezultatele finale se vor afișa pe 30 iunie.